Pe 28 septembrie, prima zi în care s-a administrat cea de-a treia doză de vaccin anticovid, acesta a fost administrată unui număr de 538 de hunedoreni. În aceeași zi și-au mai făcut prima doză de vaccin alți 274 de locuitori ai județului Hunedoara. Cu toate acestea, rata de infectare cu COVID-19 este într-o creștere alarmantă, astăzi ajungând la 2,41 la 1000 de locuitori, după ce ieri era 2,18. Cum însă raportările se fac după un termen de 72 de ore de la confirmarea testelor pozitive, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, Sebastian Mezei, afirmă că rata infectării este una mai mare. Din păcate, creșterea este, așa cum spuneți, alarmantă și vreau să vă spun că pe incidența națională se ia în considerare conform metodologiei cu 3 zile în urmă. Dar eu vă pot spune în timp real că lucrurile stau chiar mai rău decât le vedeți dumneavoastră pe oficial. În județ sunt două localități, Zam și Peștișul Mic, cu o rată de peste 6 la 1000 de locuitori. Alte 8, printre care și municipiile Deva și Hunedoara, de peste 3 la 1000 de locuitori, dar și 14 comune în care nu se înregistrează niciun caz de COVID-19.